7.000 de oameni s-au adunat în centrul orașului pentru a protesta pașnic împotriva ofensivei militare israeliene din Gaza. Demonstrația s-a încheiat însă violent în momentul în care aproximativ 100 de activiști de extremă stânga au încercat să pătrundă în arena sportivă unde se desfășura partida de tenis Suedia-Israel. Activiștii s-au încăierat cu polițiștii și au încercat să spargă barajul. Cel puțin 5 persoane au ajuns după gratii.